Uh, domnul Cioloș, să trăiți, mă scuzați, nu, nici n-am fi dat ceva cu dumneavoastră la emisiune, dar între niște ciocane în gură aplicate pe sediștilor, trebuie să băgăm, domne un Cioloș, un Iohannis, un Orban, pentru echidistanță și ca să pară că existați și voi în viața politică. Mhm. Uh -huh. V-ați gândit să vă angajați la un ziar ceva, domnul Cioloș? Să scrieți editoriale. De ce să risipiți atâta inteligență pe Facebook când ați putea să faceți și un ban? Nu se plătește bine în presă, dar puteți să-i sunați pe aia care v-au dat țara pe mână, fără alegeri, fără nimic. Poate pun și ei de o sponsorizare. Încă una. De data asta, Dacian Cioloș vine cu o viziune nouă, domne, surprinzătoare, așa, asupra societății românești. Da, cu o interpretare proaspătă. Să vă auzim, maestre. Desigur, eu cred că nevoia de transformare este atât de mare, că am ajuns atât de departe de ceea ce putem fi ca societate, încât dacă nu ne asumăm toți, si și si opinți un efort comun de a pune țara pe un făgast normal, o să fim din nou purtați într-o direcție sau alta, victime vinovate ale curenților din jurul nostru. Da, domne, foarte actual, foarte nou, cu o pincă, cu vlădică, până la urmă ceva de genul să tragem toți la aceeași căruță, nu? Asta era? Ești știi ce, nene? Noi nu mai vrem căruță, aici e problema Am vrea să tragem și noi la aceeași mașină, la același tren de mare viteză La același avion, de ăsta de pasageri, nu un avion dintre alea de luptă Pe care dăm acum banii de educație Noi tot cu să tragem la căruță, cu vlădică și o pincă Apropo, domnul Cioloș, să nu ne uitați cu banii ăia, da? Am început campania pentru Cumițenia Pământului a lui Brâncuș. În ce mă privește, am decis să donez salariul uh, din luna aprilie pentru acest uh, proiect. Vă și pe voi, pe fiecare, să faceți după cum vă îndeamnă conștiința și după posibilitățile pe care le aveți. Ce să mai ne-a stras țeapă, domnul Cioloș? A spus niște oameni apreciați să apară pe toate canalele în credibilitatea goală și să ne convingă să dăm bani. Că ne luăm valorile, că brâncuși, că neamu și opa, ne ați șutit bănuțul. Nu-i frumos să știți? Nu-i frumos? Păi ce facem? În timp ce noi trăgeam la căruță, mata ne făceai la buzunare? Cam despre asta e vorba, dacă tot vreți o metaforă. Ne puneți să tragem, haide bă, acu, haideți că scoatem țara din nămol Iar în timp ce noi ne opintim, ne ies ochii din cap Voi ne luați portofelul, actele, bani ne luați și cureaua De ne trezim cu pantaloni în vine, nu?